Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. E bătut în cuie. Partidul Șor a fost scos de pe arena politică a Republicii Moldova. Magistrații de la Curtea Constituțională au admis astăzi sesizarea guvernului și au dispus scoaterea formațiunii conduse de fugarul Ilan Șor, în afara legii. În replică, membrii partidului au calificat decizia drept criminală și spun că o vor ataca la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se admite sesizarea guvernului cu privire la verificarea constituționalității partidului politic Șor. 2. Se declară neconstituțional partidul politic Șor. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea intră în vigoare chiar de astăzi, iar Ministerul Justiției urmează să creeze o comisie care se va ocupa de lichidarea formațiunii din registrul de stat al persoanelor juridice. Cât ține de cei 4 deputați aleși pe listele partidului Șor, aceștia vor putea rămâne în Parlament, doar că numai în calitate de independenți. Ei nu au voie să se afilieze altor formațiuni. Același reguli sunt valabile și pentru primari, președinți de raioane, ori alți funcționari din echipa lui Ilan Șor. După verdictul curții, reprezentanții partidului Șor au declarat că își vor face dreptate în instanțele internaționale, adică la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Iar la scurt timp a reacționat cu un mesaj pe Facebook și Ilan Șor. Acesta a spus că e un abuz al principiilor și valorilor democratice. Examinarea sesizării guvernului privind scoaterea în afara legii partidului Șor a început la mijlocul lunii mai, iar decizia a fost pronunțată după a 10-a ședință. Un bărbat din capitală a fost la un pas să se nece după ce s-a plecat să-și spele mâinile în lacul din parcul Valea Morilor și a căzut în apă. Norocul lui a fost că l-a observat la timp salvatorii stației de salvare, care au intervenit rapid și l-au scos la mal. În urma incidentului, persoana s-a ales cu traumatisme ușoare în regiunea capului. Salvatorii au acordat primul ajutor calificat, iar ulterior acesta a primit îngrijiri de rigoare de la medicii aflați la fața locului. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu un nou apel și îndeamnă oamenii să fie prudenți, în special atunci când aleg să-și petreacă timpul în preajma lacurilor. Principala recomandare a specialiștilor este să evite consumul de băuturi alcoolice înainte de a intra în apă. Mai mult, angajații IGSU îndeamnă cetățenii să meargă la scăldat doar în locuri autorizate și amenajate corespunzător. Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul acestui an au fost salvate de la NEC 53 de persoane. Misiunea mai puțin obișnuită pentru salvatorii din raionul Ștefan Vodă. Aceștia au scos la suprafață o vulpe care a căzut într-o fântână de canalizare. Cazul a fost înregistrat în prima jumătate a zilei de ieri, la ora 10:50, la periferia orașului Ștefan Vodă. Potrivit informațiilor, oamenii trecători au auzit urlete disperate ale malului care a căzut într-o fântână cu adâncimea de peste 2 metri. La fața locului pentru realizarea misiunii neobișnuite a intervenit un echipaj de salvatori din Ștefan Vodă. Pentru salvarea acestei, angajații Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni au desfăcut caracol stabilă, ajungând la adâncimea potrivită unde se află animalul. Animalul a fost scos cu ajutorul lațului și nu a avut de suferit. Potrivit datelor statistice de la începutul anului curent, salvatorii din raionul Căușeni au efectuat 4 misiuni de salvare a animalelor. Mort de beat și fără permis de conducere, un bărbat de 68 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins chelchelit de-a binelea pe motocicletă. Testat la alcoolemie, individul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 16 ori, mai mare decât norma admisibilă. Bărbatul a fost tras pe dreapta după ce a fost observat cum conduce haotic o motocicletă pe un drum din localitatea Hârtop, raionul Florești. În timpul discuțiilor, inspectorii de patrulare au simțit un miros puternic de alcool și au decis să-l testeze alcool scopic. Individul nu s-a opus, iar rezultatul a arătat o concentrație de alcool în aerul expirat de 2,36 mg per litru. Motocicleta a fost dusă la parcarea specială, iar pe numele bărbatului a fost pornit un proces penal pentru conducerea mijlocului de transport
transport în stare de ebrietate cu grad avansat, nu este unicul șofer care s-a încumetat să urce beat la volan. Amețit de alcool a urcat pe motocicletă și un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Răzeni, raionul Ialoveni. Testat la alcoolemie, bărbatul care abia de se ținea pe picioare avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 11 ori, mai mult decât permite legea. Suflu, hop! Tot beat și tot cu motocicleta, a fost prins și un tânăr de 22 de ani, din Ialoveni. Individul, care era vizibil în stare de ebrietate, a înregistrat o concentrație de alcool de 0,57 mg per litru. Băut la volan a fost prins și un șofer de 29 de ani, din localitatea Molești. Acesta se afla la volanul unui Opel, iar felul cum conducea le-a atras imediat atenția inspectorilor de patrulare, care desfășurau razii în raionul Ialoveni. Potrivit poliției, doar în ultimele două zile, 136 de conducători auto au fost prinși în stare de ebrietate la volan, dintre care jumătate cu grad avansat. Totodată, inspectorii de patrulare au documentat peste 400 de șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor, iar 500 nu au respectat indicatoarele de semnalizare rutieră. Agricultoare ingenioasă în nordul țării, printre rândurile cu porumb, aceasta a semănat și câteva de marihuana. N-a reușit însă să strângă roada, că i-a trecut pragul poliția. Vorbim despre o femeie de 59 de ani din localitatea Gribova, raionul Drochia. Oamenii legii au stabilit că plantele de cânepă erau bine îngrijite și crescute în condiții speciale printre rândurile de porumb din grădină. În rezultatul perchezițiilor, tufele au fost smulse și transmise pentru efectuarea expertizei. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele. Conform legii penale, semănatul ori cultivatul de plante ce conține droguri se pedepsește cu o amendă în mărime de până la 62.500 de lei sau cu închisoare de până la 2 ani. În perioada 1 iunie-31 august, poliția desfășoară operațiunea MAC, care are drept scop combaterea consumului și traficului ilicit de droguri, în special a celor de origine vegetală. O femeie de 39 de ani din Bălți a fost condamnată la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane. Potrivit procurorilor, inculpata ar fi promis unei tinere că o poate angaja la o cafenea din Moscova. În realitate, victima a fost dusă la un bordel și impusă să presteze servicii sexuale. Cele două femei se cunoșteau din 2004, fiind prietene. Victima, care acum are 31 de ani, avea probleme cu banii, așa că i-a cerut inculpatei să-i găsească un loc de muncă. Zis și făcut, doar că femeia a aflat că o așteaptă chiar în timp ce se afla în trenul către Moscova. Deși victima a refuzat, a fost constrânsă de situație să accepte. Pe parcursul a 3 săptămâni, ea a fost obligată să ofere servicii sexuale. În această perioadă a încercat să evadeze, dar complicii inculpatei i-au confiscat pașaportul și au impus-o să presteze servicii în continuare. După ce s-a văzut în Moldova, victima a făcut denunți la poliție. Într-un alt dosar, inculpata a fost deja condamnată pentru trafic de copii. Astfel, în total, ea va petrece 17 ani în detenție. 2 arme și 72 de cartușe deținute ilegal la domiciliu. Oamenii legii au descins cu percheziții acasă la 2 bărbați din localitatea Costești, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, bunurile au fost transmise pentru expertiză la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP, iar bărbații de 64 și respectiv 68 de ani sunt cercetați pentru încălcarea regulilor de păstrare, înregistrare și folosire a armelor. În acest context, poliția amintește cetățenilor că toate persoanele care dețin arme au obligația să se prezinte la poliție pentru înregistrarea lor în condițiile prevăzute de lege. Atât pentru rubrica de astăzi, o seară fără incidente vă doresc! Ha ha ha.